După afirmațiile lui Ludovic Orban, cum că președintele României, Klaus Iohannis, ar vrea să ajungă premier după anul 2024, oamenii au reacționat furios. Nu doar că nu îl doresc pe conducătorul țării ca prim-ministru, ci chiar vor să fie suspendate din funcția pe care o are în prezent. După ce în mediul online au apărut zvonuri, precum că președintele Klaus Iohannis își dorește să ajungă premier după anul 2024, reacțiile au și apărut. Această afirmație a fost făcută de Ludovic Orban. Nu să plece de acum. De acum să plece. A făcut numai rău țărea aceea. Ăsta ai pus să omoare poporul român. Nu l-ați mai vrea în politică. Niciodată, nu l-am vrut niciodată și nimeni. Românii sunt nemulțumiți de nivelul de trai și îl acuză direct pe omul din fruntea țării, că prin măsurile întreprinse de acesta, distruge sistematic economia țării și nu contribuie cu nimic la dezvoltarea României. La cum sunt românii, românii o să-l facă și premier pe Iohannis. Dumneavoastră l-ați mai vrea în politică? Eu nu l-am votat niciodată și nu l-aș vota nici bet. Cel care odată a fost ales cu încredere de români este acum huiduit și judecat aspru de oamenii pe care ar fi trebuit să-i reprezinte. Cetățenii nu și-ar dori ca președintele Klaus Iohannis să mai primească vreo funcție politică, mai degrabă ar vrea să plece din acest moment. Nici nu l-am votat eu, nu l-am votat că știam că e scroc. Da, ce tot îl arată că merge pe bicicletă, face drege, ce, unde dacă ajunge el? Cine tot îl acoperă? Are pe cineva în spate de la el. Ține, îl acoperă, îi face ce-i face. Vai de capul nostru, noi pensionarii ne tot minte de luni de zile că ne dă, ne dă, ce dacă ne dă? Nu ne mai dă nimic salarii la bugetari. Ce face? Îi dă afară pe bugetari? Zvonurile precum că președintele Klaus Iohannis ar vrea să devină mai târziu premier au adus un val de controverse printre români.